Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragii mei! Nu știu dacă vă mai amintiți, dar în copilărie erau acele căsuțe în copac care erau atât de dorite de noi, le văzusem prin filmele vizionate la video. Erau greu accesibile, nu prea aveau părinții noștri de unde le cumpăra, dacă le confecționau ei înșiși aveau timp pentru așa ceva, dacă nu, în orice caz, la țară erau copacii aceștia fructiferi și între două crengi mai groase puneam câteva scânduri și un preș deasupra și ne jucam acolo, era ceva extraordinar. Eu știu că mergeam cu prietenele mele și mă făceam că beau cafea și ceai la căsuța mea din copac. Acum este însă mult mai ușor să găsești pe cineva care să-ți confecționeze un tâmplar sau un meșter să-ți confecționeze o căsuță în copac, un tătic mai priceput sau un bunic sau de ce nu le poți găsi la magazinele de bricolaj. Căsuța în copac a rămas un vis al copilăriei noastre pe care ni-l putem împlini acum la vârsta adultă, ne putem juca cu copiii noștri, putem face astfel o activitate interesantă pentru că a venit vremea frumoasă și cu siguranță că aveți nevoie de idei în plus, cu siguranță că aceste idei au nevoie și de timp și pricep. Pere, răbdare din partea noastră, dar merită să faci pentru copilul tău aproape orice. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață. Nu uitați, învățăm unii de la ceilalți și dacă vă plac vlogurile mele, abonați-vă la canalul meu de YouTube.